Surpriză mare pentru o bătrână în vârstă de 73 de ani din localitatea Ingărești, comuna Urecheni. În timp ce făcea curățenie la o anexă din curtea casei, femeia a descoperit cu stupoare că găzduia fără să știe un proiectil exploziv din al doilea război mondial. Imediat au fost anunțați pompierii de la Isu Neamț și o echipă de pirotehniști au fost prezenți la fața locului pentru a ridica proiectilul. Întâmplarea a avut loc luni, 16 noiembrie. În data de 16 noiembrie, ca urmare a unui apel la 112, echipa pirotehnică din cadrul Isu Neamț a intervenit pentru asanarea unui proiectil exploziv de calibru 100 mm în localitatea Ingărești din comuna Urecheni. Muniția găsită provine din al doilea război mondial. Aceasta a fost descoperită de către o femeie de 73 de ani pe timpul executării unor lucrări de întreținere la o anexă gospodărească situată în curtea locuinței personale. Pirotehnicienii au cercetat zona cu detectorul de metale pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați, nemai găsit alte muniții sau elemente de muniție. Muniția găsită a fost ridicată, transportată și depozitată în condiții de siguranță pentru a fi distrusă ulterior.